Salutare și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi am prins ceva timp liber să filmez. Săptămâna asta a fost o săptămână mult mai grea, deoarece am intrat puțin mai în priză cu pregătirea. Am început să resimt și ceva oboseală. Au fost și niște probleme din cauza panicii care s-a constituit în jurul acestui virus și s-au anulat și câteva concursuri, iar asta m-a pus pe gânduri și în legătură cu concursul meu. Dar am vorbit cu cineva și a zis că încă nu se știe exact. Eu continui pregătirea, sunt focalizat 100%, sunt dispus să dau tot ce pot mai bun. Sunt dispus să-mi pun toată energia mea în joc pentru a obține locul 1. Așa că pentru cei care merg la Tiger, să știți că încă nu se auzi nimic, nu se anulează nimic și trebuie să continuăm pregătirea. Iubi a început și ea cu dieta, mult mai tare, ține și ea cu mine. Cum te simți, Iubi? Foarte bine. Astăzi e o zi frumoasă, e o zi de primăvară. Vreau să mergem la sală să vă arăt câteva exerciții pentru piept. Să fac piept, umeri și triceps, push. Nu mai pierdem timpul, mergem la sală și revenim cu filmări de acolo. Gata, am ajuns la sală. Am băut pre-workout-ul de acasă și acum bem carnitina. Carnitina ajută foarte mult la arderea grăsimilor. Duce celulele de grăsime în mitocondrii și le transformă în energie. Pune și mie un căpăcel. Băi, da, cred. Iată, nu? Că e cu fructe de pădure, am prins. Iubi face tot piept, umeri, triceps. Op. Gata. Ne punem să ne încălzim și începem. Ok, voiam să vă atrag atenția că atunci când mergem la sală, nu doar aici, la Metamorfos, ci la orice sală, este foarte important să avem cu noi prosop de schimb, papuci curați de schimb. Să știți că sala vă pune la dispoziție sticluțe cu dezinfectant, cu spirit, săpun. După ce lucrăm și înainte de a lucra să ștergem aparatele cu spirit foarte bine, se face și dezinfectare în sală, permanent, aerisire. Așa că este foarte bine să avem grijă puțin, pentru că este perioada aceasta mai grea și cu toții să fim responsabili pentru a trece cu bine de această etapă. Împins cu bara pe orizontal la presa Smith. Eu fac împins cu bara pe orizontal. După care facem împins cu ganterele. Eu sunt la a treia serie la piept. Am făcut cu 80, 100, 120 și o să mai fac maxim cu 140. La a doua oară când fac piept săptămâna asta și nu vreau să forțez. Doar vreau să duc puțin stângă în zona aia. Așadar, am început cu împinsul pe orizontal, după aia am împins cu ganterele, pe înclinat și încă două exerciții de flutură și trecem la umeri. Elasticele pentru coate ajută foarte mult atunci când punem puțin mai multă greutate, deoarece ne protejează cotul. Eu le folosesc mereu. All right.
deci așa. Așa. E o single series. Nu e nu am trecut la următorul exercițiu. Fluturări pe bancă înclinată la scripete. Vom face 4 serii. Ne concentrăm foarte mult să izolăm partea superioară a pieptului. Mulțumim celor de la Prozis pentru outfit-ul de astăzi. Iubi a făcut deja prima serie și acum urmez eu să vă arăt și exercițiul ăsta. Iubi, ați reanutat? Pam! Aș reanuta că îți am urmărit. Cam așa este situația. Fără să tragem de poze, să ne mărim. Să ne mițim singuri. Am terminat cu antrenamentul de piept și am început cu umerii. Face prima dată un exercițiu de împins la presa Smith, după care ridicări laterale și frontale și trecem la triceps. După care o să vă arătăm puțin ce mâncăm noi după antrenament și cred că cam atât pentru vlogul de astăzi, pentru că este o zi foarte aglomerată și abia când mai prin puțin timp am și eu cum să filmez și să editez. Iubi, te-ai apucat de umeri? Deja am terminat a doua serie. A, să te filmezi la următorul. Sau unde te duci? Bye-bye. Umeri și da, cu împinsul trecem la ridicări laterale.
gata, am terminat și umerii. Mai lucrăm două exerciții la triceps și ne băgăm la cardio. După cum bine știți, mă pregătesc de un concurs și trebuie să fac cardio zilnic. Power. Power. Am terminat antrenamentul. A fost cât de cât ok. Se simte și puțină oboseală și puțină foame, dar mergem înainte, nu are nimic. Mergem la piață să luăm ceva pentru salată. Mergem să luăm niște apă și după care mâncăm. Mâncarea este făcută. Ce râzi, mă, iubit, de mine? Ce scrici? Cam obosit, nu? Ce scrici de ăla? Că citești undeva, cum mai zicea cineva. Da, păi, de la ta cardio. Am ajuns acasă și ne pregătim să mâncăm. Avem a doua masă vită, 200 de grame de vită pe grill, cu orez. Eu 80 de grame, iubi 30 de grame de orez și salată. Am fost de la salată din piață. Iubi prepară salata, mâncăm și după aia mergem la muncă. Vă mulțumim mult pentru toată susținerea voastră. Aveți grijă de voi, aveți grijă pe unde umblați. Încercați să evitați locurile aglomerate. Nu uitați să vă spălați pe mâini. Dacă mergeți la sală, dezinfectați aparatele înainte de lucru și după. Și nu uitați, sănătatea este cea mai importantă. Data viitoare spor la antrenamente și să sperăm că totul va fi bine. Power!